Bun găsit genialii mei, ascultători de 98,3, sunt Iberiu Păun și astăzi la Întâlniri Capitale vă propun o discuție despre ceva ce eu consider că ar trebui să devină materie obligatorie în școli. Este vorba de salvarea, salvarea, de vieți, de primul ajutor. E, până atunci, cineva, alături de o întreagă echipă, se străduiește să ne învețe pe cât mai mulți ce să facem în situația în care un om este într-o situație critică. Pentru că, atenție, trebuie să fim toți cât mai informați în domeniu. Deoarece am impresia că fiecare minut pierdut scade cu 10% șansele de supraviețuire a acelei persoane. Deci ar trebui să fim mult mai responsabili. Invitatul meu de astăzi, care știe mult mai bine și mă poate contrazice dacă eu greșesc, este medicul Radu Rotaru. Bun venit la București FM Radu. Bine v-am găsit! Este adevărat? Fiecare minut pe care îl pierdem scade cu 10% șansele? Este foarte adevărat în caz de stop cardiorespirator, adică atunci când inima, ca să o explicăm foarte simplu, nu mai bate, dar nu mai pompează sânge și sângele nu mai ajunge la creier, prin urmare nici oxigen nu mai ajunge la creier. Uh, față de orice alt sesut din corpul uman, creierul moare foarte rapid în 10 minute dacă noi nu beneficiem de manevră de resuscitare din partea celor din jur, care sunt de fapt cea mai importantă resursă în caz de stop cardiorespirator la domiciliu sau într-un spațiu public, dar acel om practic nu are niciun fel de șansă de supraviețuire. Indiferent cât de rapid ajunge ambulanța, indiferent cât de... să zic, rapid de timpul de răspuns și ce îngrijire primește acel om după resuscitare, acel om nu va rămâne vreodată nu, nu va părăsi vreodată un pad de terapie intensivă cu o funcție neurologică suficient de bună ca să fie reintegrat în societate, iar de cele mai multe ori, dacă nu se face nimic, chiar rămâne în moarte cerebrală. Și atunci ajutorul pe care acea victimă o primește de la cei din jur este vital. de -aia în absolut orice țară normală la cap de pe fața pământului, acest lucru s-a înțeles, s-a înțeles de foarte mulți ani și există aceste programe de 20-30 de ani în țările din vest în care, practic, încerci să crezi cu omul de la fața locului, dar să creezi practic o muncă de echipă între tine, serviciul medical de urgență și cel care este martorul omului care s-a prăbușit într-un spațiu public și să te folosești practic de două lucruri, cunoștință în acordarea primului ajutor și dotare în spații publice adică să știe să efectueze niște manevre de resuscitare foarte simplu și să aibă și cu ce să intervină, respectiv să îl dotezi în spații publice cu defibrilatoare semiautomate care sunt niște dispozitive care vorbesc cu tine în limba ta în funcție de țara în care sunt amplasate, nu trebuie să ai niciun fel de cunoștință medicală, nu trebuie să știi absolut nimic, poți să n-ai niciun fel de pregătire, pentru că ele îți spun pas cu pas, mură în gură ce trebuie să faci și îți permit practic să dai un șoc până când ajung echipajele medicale de urgență și poți salva o viață chiar dacă nu ai o oră de pregătire medicală și nu ai niciun fel de catalog serviciu de urgență. Vom vorbi despre aceste defibrilatoare imediat, pentru că mi e ceva foarte interesant de aflat despre România și o, e un motiv de mândrie. Dar până atunci, a, hai să, și am să le spun celor care ne ascultă acum la radio că această emisiune poate fi urmărită și pe YouTube-ul București FM și acolo puteți vedea pe fundalul nostru defibrilatorul de care uh, o să vorbim. Acum, spunem te rog, cum a început și ce presupune acest proiect de informare a populației în ceea ce privește primul ajutor? Da, așa cum spuneam și înainte, este practic un proiect care cumva lucrează pe două nișe, atât partea efectivă de training, atât partea de diseminare a cunoștințelor de prim ajutor în cât mai multe locații, mai ales în instituțiile publice care au foarte mulți angajați sau în alte spații publice care sunt intens tranzitate. Cât și partea de dotare efectivă, respectiv cumpărarea acestor defibrilatoare și montarea lor în spațiile publice. Noi, practic, selectăm o locație, facem training cu absolut toți oamenii din locația respectivă și încercăm să desenăm parte din ei să fie direct responsabil de acordarea primului ajutor în caz că există un caz în vecinătatea acelui aparat și, bineînțeles, după care venim și amplasăm și un defibrilator semiautomat care poate fi luat de absolut oricine și folosit. Ca să dea un șoc să salveze viața respectivului om. Important de menționat este că acel aparat este conectat atât cu cel de la fața locului, cât și cu serviciul 112, cu dispeceratul din regiunea în care este amplasat. Hai să luăm împărând. În primul rând, despre acest program al vostru. Eu chiar am participat la unul, și de aceea am fost curios să vorbesc cu tine. Nu este foarte simplu, adică afli în cadrul acelui curs că aveai multe prejudecăți. Că inima este în altă parte decât ai crezut. De exemplu, degeaba faci pe partea stângă, unde stinge inima, un masaj cardiac, că nu-l ajută cu nimic pe pacient. Bun, vom mai vorbi despre asta. Ai adus vorba despre aparatul, despre defibrilatorul acesta și trebuie să vă spun că este cel mai modern din Europa. Atenție, în România! România are cele mai moderne defibrilatoare din toată Europa. Că prea se vorbește despre România, că e la coada a Europei în toate. Uite că aici suntem și noi în fruntea Europei și vreau să știu cum s-a ajuns să fim atât de performanți. Um, Ne-am uitat la proiecte similare care au fost implementate în țările scandinave și în țările vestice, în special în Marea Britanie și um, uitându-ne la statistica lor, am realizat că din totalul de stopuri cardiorespiratorii care se întâmplă în preajma unui aparat, Statistica lor arată că undeva între 10 și 20% din cazuri cineva chiar activează un aparat. Și bineînțeles că țări care chiar studiază foarte mulți factori sociali și încearcă să caute răspuns pentru orice fel de astfel de întrebare au zis că ok, bun, care este motivul pentru care atunci există această discrepanță? Și au ajuns la concluzia că oamenii au tot felul de concepții greșite, le este frică să intervină, nu știu de locațiile în care sunt amplasate, poate că au și impresia că pot face mai rău ceea ce o să discutăm că este exact, este cât se poate de greșit și atunci am zis ok, bun, cum rezolvăm foarte multe din aceste lucruri identificate de aceste țări ca fiind ca factor principal pentru care aparatele nu sunt activate și am zis că primul lucru și cel mai important este cumva să reușim să transmitem oamenilor că dacă ei aleg să intervină, nu rămân singuri cu o cutie vorbitoare, deși în realitate așa cum spuneam acea cutie știe absolut tot și nu trebuie să ai niciun fel de pregătire ca să o folosești, există un confort psihologic să știi că cineva vine mereu în ajutorul tău atât la fața locului, cât și bineînțeles prin faptul că odată ce ești conectat cu dispeceratul, ai practic vocea unui medic care te ajută și care și vede în timp real ce se întâmplă cu pacientul. Dar să o luăm pe rând. Aparatul, să spunem că dacă este luat din suportul din perete unde este amplasat, dă un SMS automat de alertare celui de la fața locului care spuneam că e desemnat cu acordarea primului ajutor și care a primit un curs din partea noastră. Care îți spune simplu într-un SMS că aparatul a fost scos din perete. Odată ce aparatul, să spunem că este o activare reală, cineva chiar îl ia să ajute pe, pe, cineva care este în stop cardiorespirator, care se mă rog, este prăbușit în spațiu public inițial, că da știm despre la momentul ăla, deschidem cutia, și să spunem că în acel moment aparatul se activează, pleacă un al doilea SMS, tot pe telefonul celui de la fața locului, care îți spune că aparatul a fost activat, dar concomitent pleacă și un apel la 112 clasic. Este efectiv, funcționează în acel moment ca un telefon pus pe speaker. Pe lângă apelul la 112 în format live să zic așa dar nu prin screen de ecran pleacă și o transmisie de date pe măsură ce tu montezi cablurile care sunt indicate mură în gură pe ecranul din aparat. Medicul din dispecerat poate să vadă exact câteva lucruri absolut importante. Poate să vadă un traseu EKG, poate să vadă dacă pacientul respiră sau nu, poate să vadă un puls periferic și o saturație și atunci tu, practic, ești constant să zic monitorizat de la distanță ce faci tu și ce trebuie să faci, nu numai că este spus, cum ziceam, încă o dată, pentru că trebuie să se înțeleagă asta, mor în gură de către aparat, dar este, bineînțeles, dublat și de un medic care vede în timp real absolut tot ce se întâmplă cu respectiva victimă pe care tu încerci să o ajuți. Și atunci am zis, că, ok, bun, partea asta de um, frică, că poate nu mă descurc, poate fac mai rău este rezolvată. Și aici țin neapărat să menționez că nu există, în caz de stop cardiorespirator, să fac mai rău. Un om în stop cardiorespirator este mort. Sună foarte cinic și poate urât spus, dar asta e realitatea. El este mort în momentul respectiv. Prin intervenția pe care eu încerc să o fac și încerc să-l ajut în momentul respectiv, în cel mai rău caz nu-l ajută cu nimic, în cel mai bun caz, într-adevăr, îi cresc șansele. Pentru că fără intervenție să-l lasă acolo până ajungă echipajele medicale de urgență, el oricum nu are nicio șansă, el oricum, este absolut mort fără niciun fel de dubiu. Um, după care am zis că avem o problemă, că mă rog, se poate spune că ok, eu n-am știut că acolo aveam un aparat, eu n-am știut de unde să-l iau. Am creat o hartă care poate fi găsită în aplicația DSU și care îți arată efectiv cu pinpoint foarte frumos absolut toate locațiile în care noi punem un defibrilator. Toată lumea ar trebui să-și descarce aplicația și să se uite pentru că este extrem, extrem de util să-ți dai seama în jurul, să zic, locului în care tu lucrezi, poate și la tine în comunitatea unde locuiești, cam care sunt zonele în care beneficiez de, de dotare. Mai ales că proiectul este în momentul de față într-o continuă extindere și o să ajungem să avem din ce în ce mai multe defibratoare și scopul este, bineînțeles, să împânzim orașele principale cu cât mai multe defibrilatoare, astfel încât să ajungem la ceva similar cum este în Marea Britanie, de exemplu, Londra, în momentul de față, are undeva la 6200 de astfel de defibrilatoare. Dar nu la fel de performante ca ale noastre? Uh, da, ok. Care e care spune... diferența între defibrilatorul din România și celelalte din Europa, din Germania, din Anglia? Tre trebuie înțeles foarte simplu, foarte clar că indiferent cine produce defibrilatorul, indiferent ce culoare are, ce formă are, principiul de funcționare și este funcția exact, funcția cea mai importantă de a identifica un ritm șocabil și de a da un șoc inimii pacientului este exact aceea și ea este cea mai importantă. Într-adevăr, într al nostru adevăr, are comunicarea da, cu. Exact. Uh, 1, al nostru 1, are practic această posibilitate de a introduce un SIM care îți dă posibilitatea să faci apelul dat de voce și, bineînțeles, transmisia de date în flux live. A introdus sunt... acel SIM, să nu înțeleagă cineva că trebuie să introducă el dacă Absolut. e aparat. Este deja acolo, este deja asigurat de către noi, bineînțeles, iar STS-ul ne cu conexiunea cu dispeceratul. Toate lucrurile astea se fac absolut instant, nu trebuie să apeși pe niciun fel de buton, nu trebuie, bineînțeles, să suni nu, tu. Am înțeles, este foarte clar, îți arată pe ecran exact, și scris și video. Voiam doar, și doar totul. să știu ce avem noi în plus față de restul Europei. Avem și o mască de oxigen. Exact, iar pe lângă asta pă, avem câteva lucruri în plus care ne ajută și o să explic imediat cum. În lucrurile pe care noi le explicăm la un curs de prim-ajutor da, noi spunem practic respectivei persoane care vrea să intervine pe care o desemnăm să fie responsabilă de acordarea primului ajutor că ea trebuie să evalueze dacă victima este conștientă sau nu și trebuie să evalueze dacă victima respiră sau nu pentru că noi spunem că cineva este în stop cardiorespirator dacă e inconștient și nu respiră. Asta înseamnă bineînțeles că în acel lanț al supraviețuirii, așa noi spunem, noi sunt patru pași prin care cineva care are un stop cardiorespirator în spațiu public trebuie să treacă ca să aibă niște șanse de supraviețuire. Avem o verigă slabă pentru că totuși trebuie să te bazezi pe o persoană fără pregătire medicală până la urmă care poate a făcut un curs în urmă cu ceva timp. Bineînțeles, scopul nostru este să le noi de la an la an, dar hai să spunem așa, un scenariu mai puțin ideal în care au trecut niște timp de la uh, momentul în care ai făcut cursul de prim-ajutor, trebuie să ne bazăm ca acea uh, persoană fără pregătire medicală cu un curs poate deja un pic învechit, cu panica și adrenalina care este în acel moment, face o evaluare corectă și își dă seama corect și nu se înșală în evaluarea pe care o face. De exemplu, nu crede că victima respiră când de fapt ea nu respira, să spunem. E, important de menționat este că cu acest aparat, această verigă slabă cumva dispare din joc. Pentru că tu dacă ai o persoană prăbușită în spațiu public și tu nu știi exact în care situație te, te afli, poți foarte simplu să te apuci cu cablurile care sunt în cutie, care spuneam că sunt într-adevăr oximetrie, o mască de oxigen, să le montezi pe victima așa cum aparatul ți indică și aparatul, dacă cumva tu nu ești sigur pe tine și te-ai înșelat, să zicem, îți spune el că victima este în stop cardio Și transmite și datele progresului. Exact, și te pune pe tine, da, și te pune pe tine în acel moment să activezi modulul defibrilator al aparatului, îți spune foarte simplu să apeși un buton verde care practic transmite, comută modulul monitor în modulul defibrilator. Și atunci, practic, decizia, până și această decizie de oare e în stop, oare nu e în stop, ți-o ia aparatul, nu mai trebuie să o iei tu. Bineînțeles, ei învață aceleași lucruri învață că trebuie să evalueze starea de conștiință și respirația dar în realitate prin folosirea acestui aparat ajunge să nu mai fie atât de important dacă evaluarea a fost corect făcută pentru că aparatul într-un final ia acea decizie pentru tine și ți o comunică foarte simplu și foarte clar. Nu ai niciun fel de șansă de, de a greși. Pur și simplu. Plus că mai e mai e un avantaj fiind în legătură cu un medic la, de la 112 tu dacă intri în panică, ai prea multă adrenalină, se întâmplă ceva, că se poate întâmpla oricărui om, ai de acolo un control și ai un sprijin foarte puternic, chiar psihologic. Ceea ce este foarte important, de asta suntem noi acum fruncea Europei la aceste aparate și o spun cu mare mândrie că avem această tehnologie foarte avansată. Sigur că este nevoie, totuși, de niște cursuri. Practic, acest aparat e construit să, e așa, în așa fel gândit încât să-l poată folosi oricine și fără pregătire. Exact. Dar se poate întâmpla să întâlnim o victimă într-un loc care e foarte îndepărtat de un defibrilator. Ce se întâmplă atunci? Poate depinde doar de noi. Sigur, așa cum spunea și domnul doctor, vine echipajul, dar la. Dacă au început școlile, știți cum e traficul în București. Nu se știe când ajunge echipajul. Și atunci e nevoie să știm toți ce să facem, un minim de cunoștință să avem. De asta eu pledez pentru introducerea acestei materii în școli. Bun, este bună și educația sexuală, și religia, toate. Dar aceasta ar trebui să fie obligatorie pentru toți cetățenii României. Dacă vrem să ne pese și să facem ceva, ceva bun când ne pasă. Pentru că unii pot face rău, așa cum a spus mai devreme. Am auzit la cineva o teorie conform căreia în străinătate sunt locuri unde oamenii nu se bagă să dea primul ajutor. De ce? Pentru că sunt firmele de asigurări foarte puternice și dacă s-a întâmplat să te amestești tu, să atingi un pacient care probabil că era rănit la o coloană și ai făcut mai mult rău, după aia îi plătești tu toată viața în locul firmei de asigurări. Este reală această bârfă? Nu prea. În România, la fel ca și în țările din vest și ca orice țară normală la cap, avem o lege prin care acordarea primului ajutor este protejată în sensul în care tu dacă acorzi primul ajutor doar pe baza unui curs la care tu ai participat și din, din pe baza căruia ai căpătat niște cunoștințe de bază de acordarea primului ajutor, tu nu poți fi tras la răspundere nici civil și nici penal din legea Exact, da, așa îi spunem noi, așa o poreclim noi și cam orice țară are o versiune a acestei legi. Este făcută tocmai ca să elimine o altă, să zicem, angoasă și o altă frică pe care un om de rând ar avea în momentul în care trebuie să se decide dacă vrea să intervină sau nu, pentru că, bineînțeles, dacă pe lângă toate celelalte lucruri pe care le știm, da? Frica, adrenalina, panica care te ia în momentul respectiv, faptul că se strânge poate foarte multă lume în jur și mai e cineva care filmează și nu vrei să ajungi pe YouTube sau mai știu eu, dacă mai ai până și acest gând că dacă cineva mă trage la răspundere, dacă cineva mă poate, nu poate da în judecată sau chiar să răspund penal pentru chestia asta, clar șansele ca cineva să intervină sunt extrem de mici și atunci oamenii clar trebuie să știe și să înțeleagă că primul ajutor este protejat prin lege și atât timp cât tu ai acordat primul ajutor, bineînțeles, cu cele mai bune intenții în minte, fără niciun fel de dubii, ești protejat de lege. Sunt Tiberiu Păun și stau de vorbă cu medicul Radu Rotaru despre primul ajutor. Am vorbit despre a face mai rău. Sigur că e posibil ca din bune intenții să faci mai rău dacă nu ai un minim de cunoștințe. De aceea eu am pledat pentru a învăța pe toată lumea și de la cea mai fragedă vârstă. Mai ales că cei mici asimilează mult mai ușor, absorb informația mult mai ușor. Când ești mare, mai greu, te încurci în anumite proceduri. Un copil mult mai repede primește. De aceea ar trebui din școli să învățăm asta și să devină o, o rutină, să nu mai fie, chiar dacă intrăm în, avem adrenalină în momentul acela, să reacționăm instinctual deja, pentru că s-au creat niște automatisme învățând de foarte tineri. Spune-mi, te rog, dacă cineva vrea să facă un curs, voi faceți acum, vă duceți la tot felul de instituții, dacă cineva nu are parte de așa ceva, la instituția lui sau la locul în care lucrează. Cum poate lua legătura cu voi să spună vreau și eu să particip la un curs? Face sesiuni pentru doritori? Da, aș vrea doar înainte să fim cu așa cum spuneam și înainte, acest lucru cu fac mai rău chiar n-ar trebui să existe. Adică n-ar trebui ca oamenii să plece cu acest gând sau să aibă această frică, pentru că în situațiile despre care noi vorbim, respectiv în stopul cardiorespirator, chiar nu există. Să mai rău decât mai moartea rău. nu se poate. Exact, adică Am nu, se, nu există să mor de două ori sau nu există, bineînțeles, să mor mai bine sau să mor mai rău. Bine, reformulez uh, eu. Să facem mai mult bine exact, decât exact, suntem în stare. Așa ar trebui să în fie momentul de față. problema, exact. Să, să știți niște lucruri astfel încât ajutorul pe care care tu îl dai să aibă rezultate maxime față de, bineînțeles, dacă este aplicat mai stângați și în funcție de cum îți amintești și de cum poți la momentul respectiv exact. Correct. Deci, cum spuneam, cea mai proastă resuscitare este resuscitarea care nu se întâmplă. Atât. Da? Pentru că, practic, dacă omul a rămâne acolo picat fără manevre de resuscitare, până când echipajele medicale de urgență ajung la fața locului, creierului oricum este mort. Deci nu prea există să spui că în stop cardiorespirator ai făcut mai rău. Am înțeles. Legat de uh, cum ne pot contacta, ne pot scrie pe pe adresa noastră de office, pe oficiul pentru Pot veni, bineînțeles, cu, cu solicitări către noi. Noi încercăm, bineînțeles, într-o manieră absolut gratuită, să răspundem solicitărilor de curs de la toate instituțiile publice, de la școli, de la licee și de la companii private, fără niciun fel de problemă. Este una din misiunile Fundației pentru Smurz să răspundească, să disemineze cât mai multe informațiile de bază în acordarea primului ajutor, în special în stopul cardiorespirator, pentru că asta ne doare cel mai mult pe noi în România, pentru că, spre deosebire de țările din vest, unde se face regulat la locul de muncă, se face din liceu, la noi. Oamenii nu știu nici măcar să recunoască situația cu care se confruntă, nici măcar nu știu să-și dea seama că acel om picat acolo nu e doar leșinat și-a pierdut starea de conștiință din vari motive, este de fapt cu inima oprită. Și atunci noi avem ceea ce aș numi eu niște morți absolut preventibile, pe care, în loc să le salvăm, în loc să aibă o șansă la supraviețuire pentru că s-au prăbușit cu oamenii în jurul lor că e la domiciliu, că e în spațiu public, nu contează. Acei oameni care poate aveau 40-50 de ani, mai aveau aproape jumătate de viață în față, din păcate nu pot fi salvați, nu pot fi recuperați pentru că, așa cum spuneam, nebeneficiind de niște manevre absolut simple și de bază până la ajungerea noastră, ei rămân, cum spuneam, în moarte cerebrală și atunci este realmente o moarte preventibilă și inutilă. Mai avem foarte puțin, am spus ce era important, că avem cele mai moderne defibrilatoare din Europa, am spus unde vă pot contacta dacă vor să se informeze. Am accentuat eu faptul că trebuie să fim informați pe această temă. Pentru că nu se știe când ne putem lovi de o video asemenea situație. Atenție, poate chiar în casă cu cel mai drag om. Și atunci poate că simțiți altfel lipsa informațiilor și ignoranța pe care am avut-o până acum. Uite că sunt foarte multe mituri și așa pe final aș vrea să trecem puțin la registru. De exemplu când ne curge sânge din nas toți știm că trebuie să stăm cu mâna în sus. Ajută la ceva? Bineînțeles este doar un mit exact cum ați spus nu ajută la absolut nimic. Cred că este o chestie care în România de când eram copii și la școală da, nu știu, da, da. ni se întâmpla și venea asistenta sau venea educatoarea și ne spunea întinde-te pe spate și stai cu mâna stângă sau mâna dreaptă în funcție de care nară e. Bineînțeles că este doar un mit și nu pur și simplu nu ajută la absolut nimic, mai sunt și alte mituri, așa cum ați spus și la început, că inima e pe stânga și că compresiile torace se fac pe stânga, bineînțeles, și ăla este doar un mit. Inima noastră este efectiv sub stern, pe centru pieptului, de aceea compresiile acolo trebuie făcute cu podul palmei pus pe stern, adică pe acest os superficial și lat de pe centru pieptului, nu pe stânga, în niciun caz nu trebuie să apăsăm pe stânga. Uh, și și din... ce se face în cazul în care avem uh, o sângerare, dacă nu ridicăm mâna? Trebuie doar să bă, facem un tamponament nazal, okay. și bă, să stăm într-o poziție în care suntem chiar aplicați, în față, și să favorizăm, practic, bă, scurgerea sângelui. Cât sângerarea este încă activă. Deci, exact pe dos, decât se știa. Vedeți de ce este important să ne informăm. Căutați, uh, mergeți pe site-ul lor, așa cum uh, l a spus mai devreme. Dacă ați pierdut uh, această informație ascultând la radio, intrați pe YouTube-ul București FM și vedeți emisiunea în reluare, căutați și informați-vă. Este cel mai important. Uneori niște mituri ne pot face mai rău. Uh, sigur că în cazuri extreme, când e stop cardiac, nu putem face mai rău, dar putem face bine doar dacă ne informăm. Cam asta a fost uh, emisiunea de astăzi. Cred că am reușit să atragem atenția, pentru că nu putem face un curs acum. Absolut. Uh, atragem atenția și dacă atragem atenția, poate că oamenii devin curioși și devin mai responsabili. Eu îți mulțumesc pentru. Eu mulțumesc astăzi. tare mult fiecare astfel de ocazie pe care noi o avem să facem oamenii să conștientizeze importanța acțiunilor lor pentru noi este de aur, pentru că, așa cum spuneam, în România lucrurile sunt atât de jos încât fiecare astfel de oportunitate contează enorm. Suntem jos, dar suntem pe cea mai înaltă treaptă în ceea ce privește defibrilatoarele. l avem pe cel mai modern din Europa. Sunt Tiberiu a fost alături de mine medicul Radu Rotaru. Îi mulțumesc pentru prezență și vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost alături de noi și sper că a contat și veți face ceva chiar de mâine. Sunt Tiberiu Băun și atât vă mai spun, iubiți Bucureștiul, el este perfect, noi suntem perfectibili. Și ascultați toate emisiunile București FM pentru că aici kapitala. capitala.